Pentru a doua oară, într-o lună, Gloria Buzău a încurcat planurile celor de la Corvinul și nu oricum, ci în nocturnă, la primul joc disputat astfel la Hunedoara în campionat. Corbii au fost mai periculoși timp de 65-70 de minute. Au și marcat prin Timotei Mitran în minutul 50, pentru ca oaspeții să egaleze în minutul 72. Eu zic că am început puțin cu trac, deși chiar și așa ne-am creat 4-5 situații în părțile laterale unde știam că vor veni acțiunile noastre. Ne-am eliberat atât cu Iacob cât și cu Velisar. Dar centrările cumva au fost defectoase în prima repriză, după care a doua repriză am reușit să marcăm și la fel am reușit cumva să nu întâmpinăm acel șut, deși și în meciul pe care l-am jucat la Buzău, Akhmatov când a intrat la fel, a avut un șut periculos de la 25 de metri, cumva l-am eliberat acolo pe... I-am dat posibilitatea să tragă la poartă, un jucător bun, cam astea. Echipa a arătat bine.